E timpul să vorbim despre Android TV. Salutare, sunt OptiMix și în acest video noi să vorbim despre un fluier care face televizorul tău simplu într-un smart. Și fluierul acesta se numește Mi TV Stick de la Xiaomi. Ca să faci televizorul tău simplu într-un smart, poți face și prin mai multe metode. Sau este televizor care e deodată smart. A doua super chestie este consola. Nu PlayStation, nu Xbox, dar console pentru televizor. Asta sau Mi TV Box de la Xiaomi sau Apple TV de la Apple. Care e așa o cutie unde o pui lângă televizor și acolo de amă te folosești. Dar asta tot e interesant. Da, costă așa, dacă e Apple TV, dacă e 4K și încă 64 de GB, asta e destul de bineșoar așa. Dar dacă vrei ceva simplu, ieftin și destul de bun, apoi și trebuie leac să te mai gândești. Aici, da, aici sunt variante. Sau iei Mi TV Box-ul de la Xiaomi, care o leac mai scump, dar merge. Sau iei un Chromecast de la Google, care e cu televizor. И тот аж ла прец, оляк мой ефтин. Да, дупа функционал и май мулт. Сау дак кутету ши ци сплаши Xiaomi, апу бот сей Mi TV Stick-у. Пентру ка аста е фикс ка Chromecast-у дела Google, дорка дела Xiaomi. А ну уитаец ка тоати тайм-кодурле сун джос. Комплекту. Ин комплект ла Mi TV Stick ера флуеру, телекоманда, care o să vorbim mai încolo, cablu USB, micro-USB, bloc din cărcare, un prelungitor HDMI și atât. Dar fiți foarte atenți pentru că la Mi TV Stick sunt mai multe, sunt două variante și în a doua variantă poate să nu fie prelungitorul și alte chestii. Ce nu mi-a plăcut în complect? Pentru că telecomanda n-avea baterii. Să fiți deodată precauți, să vă luați baterii de acestea, de tip 3AA. E ca așa, baterii subțirele. Pentru că ele n-a să fie în telecomandă, trebuie două. Putere. Dacă ne uităm cât costă Mi TV Stick-ul, și ne uităm la putere și ne gândim că asta nu e consolă de jocuri, dar e consolă pentru mai mult YouTube, pentru Netflix, apă puterea e destul de bună. Da, uneori se oprește, glucește, tarmazește, se oprește, toate chestiile. Uneori Google Asistentul nu lucrează, de asta mai încolo vorbim. Pentru cei care înțeleg, ia că poftim lista de putere. Ce este înăuntru. Pentru cei care nu înțeleg, eu pot să le spun în câteva cuvinte. Da, este bun, dar nu este foarte puternic. Adică să te uiți YouTube, Netflix în Full HD, mai mult de 1080 nu poți să te uiți. Abumeje. Jocuri grele să pui n-aspoți, adică da, asfalte să poți pui, dar a să meargă așa. Cu fluier atunci. Amu, dacă am vorbit despre putere, hai să vorbim despre aplicații. Desigur că acesta este Android TV și aici este Play Market. Dacă este Play Market, pe ce sunt jocuri, aplicații și toate chestiile? Da, sunt jocuri speciale pentru telecomandă, care simplu click, simplu click de este. Sau sunt jocuri simple, ca de exemplu cu Ninja, care merge, ca la Nokia, cu simplu unde faci click și merge Ninja, ca și după linie. Da, este și asfalt. Eu n-am încercat să-l pun, mai nici nu trebuie, pun pariu că n-as lucreze. Da, sunt jocuri care sunt special pentru telecomandă, sunt jocuri care doar cu gamepad-ul lucrează. Așa că trebuie să iei gamepad separat. Gamepad este simplu Bluetooth gamepad, pentru că chestia asta lucrează prin Bluetooth. Apropo de Bluetooth, observați că la telecomandă nu este portul, nu este lampișoara asta care este la alte telecomenzi simple. Pentru că telecomanda asta lucrează prin Bluetooth. Și se conectează ușor, lucrează super și încă are microfon.
pentru Google Assistant. Dar despre telecomandă să vorbim mai încolo. Am vorbit despre aplicație, mai hai să vorbim despre adevărata problemă. Chrome. În utilizatorul acesta nu este Google Chrome. Nu este logic. Vă știți ce asta Google Chrome? Google Chrome nici normal pe calculator nu poate să lucreze, dar voi vreți pe Flutter să lucreze. Așa că trebuie de descărcat alte aplicații, ca de exemplu Puffin Browser sau alte browseri care sunt o mulțime în Google Play. Puffin Browser nu vă recomand să vă descărcați. Puffin Browser e cel mai rău browser, nu știu ce. Filmele nu lucra, începe să merge greu. Am pus alt fel de browser care nimeni nu știe, e simplu browser și merge super. Da, nu-i frumos, dar merge super. Asta e cel mai important. Studiți seriale de la Marvel, așa, merge. Hai mai să vorbim despre interfață. Noi avem acum Android TV, este sau Android nou sau mai jos, precis nu 10, Android nou sau mai jos. Adică interfața e destul de bună, e super, mie îmi place, sunetele sunt velicalepne. Când auzi sunetul cum merge de la aplicație la alte aplicații, super. Tastatura la interfață nu știu, nu ne-a plăcut, e prea mare și ne-am pus Gboard-ul de la Google. Dar voi n-ați scris mult dacă luați chestia asta pentru că este microfon și puteți vorbi în limba rusă, engleză, română, în toate limbile și în loc să scrieți putem simplu să vorbiți la microfon. Apropo, am început să discutăm despre telecomandă. Telecomanda este foarte minimalistă, eu când m-am uitat la telecomanda asta m-am mirat. Așa îmi place telecomanda asta, e extraordinară. Așa de puține butoane, da, poți să faci tot ce vrei. Este primele două butoane de sus care pornește, oprește televizorul. Este a doilea buton care e cu asistentul vocal. Demo roțile înțelegeți că e pentru a merge și ok. Butoanele astea sunt trei. Primul e butonul care te duce la lista de aplicații. A doilea care te duce la din mijloc, care te duce înapoi și rotița e ca cercul, e butonul Home. Aici demo sunt butonul Netflix și Prime Video. Asta pentru aplicația Netflix și Prime Video. Dacă apeși pe butonul Netflix, apoi la televizor pune Netflix. Pentru oamenii care au Netflix, abonamentul este super bună chestie. Păcat că nu poți seta alte butoane, că, de exemplu, Prime Video nimeni nu se folosește aici. Nu știu cine se folosește în Moldova, în România, de Prime Video. Asta e stran. Acum, hai să vorbim despre conectarea cu telefonul. Mie îmi place toate chestiile acestea care se conectează la telefon și mai ales dacă încerci să faci smart home, asta e destul de interesant. Dacă descarci aplicația Google Home pe telefon, poți accesa volumul, poți pune alte videouri prin Chromecast și multe alte chestii interesante. Chiar și ecranul de la telefon îl poți pune la televizor. Unica ce n-am spus este modul HDMI CHEC. Funcția HDMI CHEC face telecomanda voastră de la televizor să lucreze ca telecomanda aceasta. Ca cu telecomanda aceea să puteți controla la Flutter. Și încă cea mai interesantă funcție la HDMI CHEC, Când spui OK Google, spui, de exemplu, turn off TV, apoi nu numai Flutter se oprește, dar și televizorul, asta e destul de interesantă funcție. Nu lucrează mereu, dar lucrează super. Acum hai să discutăm despre Google Assistant. Nu degeaba iar e buton specializat la telecomandă.
Google Asistent este foarte, foarte super. Poți să o întrebi cât e ora dacă nu vezi la, în colț. Poți să întrebi ce zi azi, ce zi mâine, care e temperatura în Germania sau nu știu unde, în polul nord, polul sud. Poți să întrebi ce vrei, cât costă serialul de la Marvel, cum să-ți cumperi o casă, cum să faci omletă, poți să întrebi tot ce vrei, aproape. Eu am încercat la Google Asistent să-i pun deșteptătorul, nu s-o prinit, pentru că funcția asta nu este la televizor, păcat. Dar totul, de întrebat poți orice, pentru că e Google Asistent. Încă despre ce n-am spus eu, este Spotify. Să asculti muzică pe televizor, mai ales dacă e Spotify, care poți controla de pe telefon, poți să asculti de pe telefon, după asta să continui la televizor, asta e super. Când văd televizorul acesta, mi se trezește pofta să cumpăr abonimentele de la Kinopolis, de la Netflix, de la Spotify, pentru că asta e interesant și e destul de comod cu un pas spre viitor. Dacă aveți întrebări la chestia asta, scrieți în comentarii, eu o să răspund cu drag. Dacă voi aveți de chestia asta, scrieți plusurile care voi le-ați văzut. Poate ceva eu n-am observat, poate o chestie tot interesantă n-am văzut. Încă ce n-am spus. Fluierul are Bluetooth, eu asta am spus. Da, Bluetooth-ul acesta poți să-l conectezi la gamepad, la căștile wireless sau la boxe, pentru ca sunetul de la televizor să fie sau mai mare sau simplu în căști ascuns, să-ți fie mai comod să te uiți singur în liniște televizor. Dacă v-a plăcut video acesta, puneți like, nu uitați să scrieți ceva în comentarii, să vă abonați la canal și să vă uitați și alte video de ale mele. Apropo, dacă vă place fonul acesta, tot scrieți în comentarii, poate îl lăsăm. Că mie tot destul de tare îmi place. Cu voi a fost Optimex, ne mai vedem.